Pe malul brațului Borcea se află orașul Călăraș. Ar fi putut fi un loc de poveste, dacă istoria nu ar fi avut alte planuri. Fascinat de această zonă a fost chiar regele Carol, cel care, în urmă cu aproape 130 de ani, a avut o idee pe care mulți au considerat-o genială. Aici era un fost curs al brațului Borcea. Și, bineînțeles, un loc mlăștinos, un loc cu țânțari. Ceea ce l-a deranjat pe rege și din discuțiile avute cu autoritățile locale, cu primarul, sugerează că ar fi un loc frumos de amenajat, chiar un loc de promenadă pentru locuitorii orașului. Carol revine în Călăraș, chiar în port, să vadă două lucruri, să vadă dacă recomandările lui din 1890 au prins contur și a fost plăcut impresionat de felul în care arăta parcul de la Călăraș și, bineînțeles, să vadă și construcțiile unui bun prieten al regelui Carol, inginerul Angel Saligny, pe care Carol l-a apreciat în mod deosebit, după ale cărui planuri la Călăraș, în aceeași perioadă cu edificarea parcului, se ridicau două construcții frumoase, Căpitania Portului, realizată în 2 ani, și Gara Fluvială, gară din care aveau să plece către Cadilater în perioada interbelică, suite întregi de intelectuali români care mergeau acolo pentru misiuni de culturalizare și de romanizare a teritoriului de dincolo de Dunăre. Haideți să vă spun o poveste frumoasă, o poveste frumoasă care îl are ca principal actor tot pe regele Carol I. A intrat la o oră de limba franceză și a rămas plăcut impresionat de modul în care profesorul respectiv încerca să transmită informații în limba franceză. Cum maestatea sa era un bun vorbitor de limbă franceză, a intrat în interacțiune cu elevii. Nu toți au răspuns, probabil și din cauza emoțiilor, la nivelul la care... Nu fiecare zi vine regele la catedră. Se aștepta maestatea sa. La o vizită ulterioară, când a poposit doar la Chiciu, n-a intrat în oraș, a fost întâmpinat de directorul liceului. Gheve Constantinescu se numea directorul. Maestatea sa și-a adus aminte și l-a șicanat puțin, întrebându-l: domnule director, sper că între timp elevii dumitale au progresat în ceea ce privește nivelul de acumulare a limbii franceze. Această poveste este reiterată chiar de directorul liceului într-o primă monografie pe care a publicat-o în anul 1910, la ceva vreme după ce revenise la Călăraș maestatea sa Carol I, care a iubit într-adevăr această zonă și de numele căruia se leagă și un alt lucru foarte important, decizia de a decolmata brațul Borcea și de a face posibilă navigarea pe această arteră până la Călăraș. Statistica din anul 1938 demonstrează că de aici plecau zilnic 36 de tone de grâu cu destinația Austria și Germania. Se naviga până la Regensburg în Germania la momentul respectiv. Vorbim de acea perioadă în care România era considerată grânarul Europei. Iar Bărăganu, care își deversa toate produsele prin Călăraș, era grânarul României. Nu întâmplător, tot aici în apropiere a funcționat în perioada interbelică Bursa de Cereale și Mărfuri, unde se făcea prețul pentru grâul din întreaga Românie întregită aici la Călăraș. Ruinele de la intrarea în parc sunt singurele care amintesc de portul din Călăraș. De aici plecau zilnic către URSS vagoane pline cu cereale, în contul despăgubirilor de război. Din vremea aceea au mai rămas acum doar poveștile. Un muncitor din port, dacă nu mă înșală memoria, Gheorghe Spirescu, și-a uitat pufoaica într-un vagon, dar care fusese sigilat și n-a mai avut nimeni curajul să-l desigileze și a plecat în contul despăgubirilor de război.
Dar propaganda comunistă de la momentul respectiv, știți că făcea mare tamtam pe ajutoarele frățești pe care poporul român le primea din partea Uniunii Sovietice și sosesc peste 3 luni de zile alte vagoane cu ajutoare la Călăraș, culmea în gara de la Călăraș. Desfăcându-se unul dintre vagoane, se face procesul verbal, se găsește această pufoaică care a creat mari emoții pentru organele de securitate de la vremea respectivă, ce anume era acolo. Până la urmă s-a dovedit a fi pufoaica lui Spirescu Gheorghe. Documentul respectiv fusese clasat în perioada la care eu l-am studiat, era trecut la fondul special, adică nu se dădeau la cercetare, pentru că nu trebuia să se afle un adevăr istoric. Aici a fost prima gară de personal inaugurată în 1886. Ultima dată a fost post de poliție, alături fosta vamă Călăraș și tot aici a funcționat bursa de cereale și mărfuri. Ce-a mai rămas din celebrele magazii de cereale ale Călărașului, acolo veneau țăranii cu căruțele și prețeluiau la bursa de cereale și mărfuri grâu și apoi îl vindeau samsarilor de cereale care, așa cum vă spuneam, aici, în zona aceasta, le încărcau pe șlepuri și le exportau. Pe această alee au mers de-a lungul timpului nume importante ale istoriei și culturii românești. Ile Caragiale, Barbu de la Vrancea, Nicolae Iorga și probabil că dumneavoastră... Ionel Teodoreanu, Mircea Eliade... Și toți se strângeau în această clădire, care, din păcate, se află acum în spatele nostru și practic este o ruină. Este clădirea fostului Teatru Comunal. Avem niște imagini de epocă, exact de la inaugurare, un teatru, o clădire frumoasă cu 4 minarete, 4 turnuri pe colțuri, cu un bufet extraordinar de frumos la intrare, cu potentații vremii puteau să-și bea o cafea în liniște și să-și savureze o bere de la casele celebre ale Bucureștiului. Din păcate, ea a fost afectată de mai multe evenimente, a fost incendiată înainte de primul război mondial, a fost afectată și de cutremurul din noiembrie 1940. După 1990 este închiriată unor afaceriști, în ghilimele afaceriști, care o transformă la un moment dat în sală de depozitat sare. Cine are curiozitatea să se plimbe prin acest parc, n-are cum să nu observe crucea celor 51 de nume. 51 de marinari care au murit, din păcate, în octombrie 1912, plecaseră din portul de la Călăraș să ajungă la Ostrov. Din păcate, vremea a fost și un pic neprielnică, probabil și o manevră nu tocmai fericită a timonierului a determinat un balans foarte mare al vasului care s-a scufundat și cei 130 de marinari au coborât cu toții în apele destul de învolburate ale borcei de atunci. Locul acesta este un loc de, dacă vreți, de pelerinaj, de pietate pentru călărășeni. Aproape de ieșirea din parc există mașina de tocat vise, un monument aparent ciudat. Este făcut chiar din oțelul rămas din dezmembrarea fostului combinat siderurgic, un colos creat de comuniști. Este locul în care acum oamenii vin și își spun dorințele. Ce ascunde această metaforă? Visele că nu s-a dus combinatul la bun sfârșit sau visele celor care sperau în 1999 într-o viață mai frumoasă, într-o viață mai bună? În mod deosebit tinerii își puneau aceste întrebări. De aici și până la crearea unui cutumen a fost decât un singur pas. Au început tinerii să o viziteze, să se apropie de ea, să pună bani sau să o atingă și să-și pună diverse dorințe, da? În speranța că visele lor frumoase, sper, se vor împlini. Poate că la unii s-au împlinit, pentru noi rămâne un singur fapt, și anume că orașul nostru, orașul Călăraș, are 8 grupuri statuare din metal, printre care vestită sau cea mai vestită rămâne mașina de tocat vise.